Connie vrea să devină balerină. O altă povestioară din colecția Prietena mea Connie de la editura Casa. Azi la operă e un spectacol pentru copii. Așezată pe un scaun din al treilea rând, Connie o privește vrăjită pe frumoasa din pădure adormită, dansând. Acum știe ce vrea să devină când va fi mare. Balerină! De atunci Connie dansează în fiecare zi prin living. Se rotește, țopăie și sare. Într-o zi, în timp ce dansa, Connie a răsturnat o vază, care s-a spart în bucăți. Mama este de părere că ar fi mai bine pentru Connie să învețe să danseze la o școală de balet și, imediat după vacanță, o și înscrie la una. Prima oră de balet are loc într-o zi de marți. În vestiar, Connie își pune costumul de sport. Se uită curioasă prin sala de antrenament. Pe un perete vede o oglindă uriașă. În fața acesteia este o bară de lemn lungă. Profesoara de balet este tânără și drăguță. Copiii îi pot spune Ștefi. La început, cu toții se așează în cerc pe podea. Fiecare copil se prezintă și povestește ceva despre sine și astfel ajung să se cunoască repede. Picioarele voastre sunt ascultătoare? Întreabă Ștefi deodată. Connie o privește uluită. Nu înțelege ce trebuie să facă. Copiii trebuie să-și întindă vârfurile degetelor de la picioare mult în față. Așa arată picioarele ascultătoare ale balerinelor. Copiii exersează stând înșezut, să-și întindă, să-și ridice și să-și încline în lateral degetele de la picioare. Dansatoarele și dansatorii trebuie să stea cu spatele drept. De aceea Ștefi merge de la un copil la altul și le îndreaptă cu blândețe spatele. Apoi copiii învață la bară poziția corectă a corpului de balet. Călcâiele picioarelor se ating, iar vârfurile degetelor sunt orientate spre exterior. Sugeți purta, spatele drept, fundul în față, strigă Ștefi. Ea îi arată lui Connie cum trebuie să-și țină brațele, apoi le prezintă copiilor alte patru poziții de bază. Pentru a le denumi, folosește multe cuvinte necunoscute, pentru că la balet, pozițiile și pașii au denumiri franțuzești. După aceea, Ștefi pune o muzică liniștitoare. Copiii așezați în mijlocul sălii trebuie să-și imagineze că sunt țurțuri de gheață. Curând, soarele își face încet apariția, iar țurțurii se topesc încet. Mai întâi li se topește capul, iar apoi întregul corp. Ca zăpada topită, râde Connie. Copiii se întind complet pe podea. Cu asta se încheie ora de balet. A fost amuzant și Connie abia o așteaptă pe următoarea. Connie își dorește un costum de balet și pentru asta merge cu mama la cumpărături. În magazinul cu articole de balet sunt dresuri minunate cu fuste înfoiate grozave, făcute din straturi multe de tul. Văzându-le, Connie ar vrea ca mama să-i cumpere un astfel de costum. Dar mama e de părere că un astfel de costum cu fustă numită tutu din tul se îmbracă doar la spectacol. Prin urmare, ele cumpără pentru Connie un dres roz drăguț cu fustiță și balerini potriviți. La următoarea oră de balet, Connie se descurcă mult mai bine cu pozițiile ciudate ale picioarelor. Acum copiii învață să facă plie la bară. Pentru poziția aceasta se îndoie genunchii, dar nu ca la gimnastică, în exterior. Picioarele formează o deschidere în formă de O. Apoi exersează întinderea unui picior în față și atingerea podelei cu vârfurile degetelor de la picioare. Luând poziția plie și având degetele de la picioare întinse, copiii dansează pe ritmurile muzicii. În continuare, Ștefi le pune o piesă muzicală care reproduce sunetele pădurii. Toți copiii trebuie să-și închipuie că sunt animale sălbatice. Connie trebuie să-și imagineze că este un pui de căprioară. De aceea, pășește mândră și sfioasă prin pădure. Se uită cu atenție în jur, trage cu urechea, apoi țopăie încrezătoare. Ștefi dansează alături de ei, saltă grațioasă ca o pasăre prin aer și apoi coboară foarte lin. Și copiii trebuie să sară prin aer cu degetele de la picioare întinse și apoi să revină foarte încet la sol. La început aterizează cu toții pe podea cu grația unei turme de elefanți, dar apoi coborârea devine tot mai lină. La sfârșitul orei, Ștefi le arată cum să-și a rămas bun cu o plecăciune. La fiecare oră de balet, copiii exersează mai întâi la bară, apoi în sală. Connie învață cum să facă plie mare și să-și întindă picioarele în toate părțile. Pentru a deveni mobil, micuții se întind și se lungesc pe pământ deseori. Curând, Connie poate sta într-un picior pe vârfurile degetelor sau poate executa salturi ca o pisică. Oare când va putea face și șpagatul? Azi Connie ajunge acasă foarte emoționată de la lecția de balet. Le povestește părinților că va dansa pe o scenă adevărată. Ea va fi un fulg de nea.
Conii arată mamei de îndată dansul fulgului de nea. Copiii se pregătesc cu sârg pentru spectacol. Cu această ocazie, Conii va purta un dres cu tutu. În fața oglinzii, ea se rotește ore în șir pe vârfurile degetelor de la picioare. În ziua de dinaintea spectacolului, Conii exersează toată seara pașii de dans. Noaptea nu poate adormi din cauza agitației. Înaintea reprezentației, Ștefi face exerciții de încălzire cu copiii balerini. De emoții, pe Conii o doare purtica. Nu pot dansa. E atât de rău mie. Oftează ea. Se tot uită prin deschizătura cortinei. Sunt așa de mulți spectatori. Conii simte picioarele grele ca plumbul, dar deodată se aude muzica și cortina se ridică. Doar scena este iluminată, iar spectatorii din întuneric nu se mai văd. Grupa lui Conii dansează ireproșabil. Spectatorii îi aplaudă îndelung pe micii balerini. A doua zi, poza copiilor balerini apare în ziar. Micii furși de zăpadă au dansat deosebit de frumos, scria sub imagine. Conii, mândră și fericită, lipește fotografia pe un perete din camera ei. Oare vor apărea în ziar și anul viitor?